o să vă aduceam. Sunt Eleonora Simion și sunt HR manager la DBK. Ajut constant oameni. Asta îmi place la jobul meu. Fie că îi ajut să-și găsească un job, fie că îi ajut să-și depășească anumite probleme pentru a continua în jobul pe care l-au, asta iubesc la jobul meu. Îmi place să lucrez cu oameni, pentru oameni, cum zicea și Ligia, alături de oameni. Am venit în DBF în martie 2021 pentru că contează și intervalul de timp, adică ne-am triplat ca mărime în mai puțin de un an. Și sunt 100 de oameni, oameni minunați care mi oferă mândrie și mă simt împlinită când îi văd pe ei, că sunt în echipă. Și îmi doresc să fie 200, 300, asta îmi doresc eu. Sunt super implicați. Greșeli facem cu toții, avem de învățat cu toții până să ajungem la un anumit nivel, dar știu că fiecare dintre ei se implică 110% și de asta uneori le țin foarte mult partea. Oameni super smart, super curioși, dar în același timp și relaxați. Știu că e un pic antiteză, dar sunt, știu să se și distreze, știu să și trăiască, știu să și petreacă. Sau party hard, work hard. Să implementez departamentul de HR. Pentru că nu exista acest departament, această structură și e foarte greu să aliniez managerii care au fiecare opinii și care vin cu o experiență diferită, păreri diferite. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să știi ce îți dorești tu. Nu ar trebui să știi decât ce vrei tu. Apreciez și se apreciază foarte mult oamenii care știu ce vor, care nu își schimbă, să zic, dorința de la un an la altul. Da? Deci dacă tu știi că vrei să faci digital marketing și dacă ai făcut eforturi în această direcție pe cont propriu sau în alte experiențe pe care le-ai avut, ești binevenit.